Spre o nouă provocare ne vom îndrepta. Da! Ce bine! Ura! Cu jocul nostru multe lucruri noi te vom învăța. Hopa Mitică trăia într-un castel și s-a gândit să invite la el un prinț, o prințesă, un arcaș, un dragon. Cine e oare în medalion? Prințul Zopa! Hopa Mitică trăia într-un castel și s-a gândit să invite la el un prinț, o prințesă, un arcaș, un dragon. Cine e oare în medalion? Prințesa Crohi! La 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 la. Hopa Mitică trăia într-un castel și s-a gândit să invite la el un prinț, o prințesă, un arcaș, un dragon. Cine e oare în medalion? Arcașul Pa! La 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 la. Hopa Mitică trăia într-un castel și s-a gândit să invite la el un prinț, o prințesă, un arcaș, un dragon. Cine e oare în medalion? Ariciu-i dragon! La 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 la. Hopa Mitică trăia într-un castel și o poveste a scris despre el. Povestitorul i-a spune-ne tu, cine e oare? Este Milu! Abonează-te la Tra-la-la și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni. Baby Ricky!